Mă numesc Emil Barbu, sunt medic chirurg primar. Lucrez în chirurgia generală de mai bine de 10 ani. Am competență în ecografie abdominală și în chirurgie oncologică. Lucrez și în chirurgia laparoscopică. Am început medicina în 2002 la Cluj-Napoca. Am terminat facultatea în 2008 și în primul an după ce am terminat facultatea de medicină am început rezidențiatul, am făcut un an de medicină de familie și după aceea am început chirurgia. Am dat un nou rezidențiat și am început să practic chirurgia generală. Primii ani de rezidențiat i-am făcut la Clinica Chirurgie 1 în Cluj-Napoca și am practic primii 5 ani au fost nu doar activitate clinică și activitatea în Clinica Chirurgie 1, dar am și lucrat ca asistent universitar pentru secția franceză timp de 5 ani. Am ajutat practic catedra la activitatea pedagogică pentru studenții străini. După cei 5 ani de rezidențiat în România, ultimul an de rezidențiat l-am făcut în Franța, în Ville-de-France, practic într-un spital la Dreux. Și bineînțeles că mergeam și la anumite stagii care erau făcute în Paris, la Salpetrie și după aceea am revenit în România, mi-am dat examenul de medic specialist și m-am întors în Franța unde am mai stat 3 ani și jumătate. Practic am terminat definitiv activitatea în Franța în 2018. Deci din 2009 până în 2014 am fost la Cluj, după aceea un an de zile în Franța și am continuat activitatea acolo după ce mi-am luat examenul de medic specialist. După aceea au urmat diferite competențe și ultimul examen a fost examenul de primariat, practic a fost medic primar. Activitatea mea de medic chirurg s-a desfășurat, cum ziceam, nu doar în Franța, am făcut stagii și în alte țări, dar în vacanțele, să spunem, pe care mi le-am luat din diferite locuri, am lucrat în Africa, în diferite țări, am fost și în nordul Braziliei, în jungla amazoniană și am făcut medicină, să spunem, practic, un fel de medicină de război, pentru că nu aveai chiar toate lucrurile necesare și majoritatea veneau din fonduri trimise din Statele Unite și la fel și materiale medicale. De multe ori trebuia să improvizezi. Experiența franceză a fost una foarte interesantă. Practic n-aș fi mai vrut să vin acasă. Eram deja integrat în sistemul francez. Și gândul a fost să rămân acolo, dar între timp s-au schimbat planurile, să spunem, nu doar din punct de vedere profesional, ci în viața personală și atunci am decis să mă întorc. În momentul în care m-am întors, am dat un concurs pe post la Spitalul Municipal Câmpina și după aceea am început colaborarea și cu Spitalul San Confin. Aici am început să operez chiar înainte de pandemie. Un caz interesant, o doamnă de 84 de ani care avea o formațiune tumorală gigantă în cavitatea abdominală, avea punct de plecare, ovarul drept și am făcut o practic o tumorectomie, să spunem, o scoatere a întregii formațiuni tumorale, care cântărea în jur de 4 kg și după aceea pacienta a venit de la Târgu Mureș pentru că acolo mi s-a spus că e în vârstă, că
Noi am încercat să operăm, a fost o reușită, pacienta trăiește și acum, îmi trimite mereu mulțumiri, vorbește cu personalul de aici, cu asistentele și cu cine a mai rămas prieten, practic, e o relație frumoasă între ei. Ăsta a fost cazul cu care, să spunem, am debutat aici la San Confin, dar după aceea au urmat diferite operații. Am făcut și operații laparoscopice, spunem, care de obicei se fac în spitale universitare, cum ar fi Nissen, la laparoscopic, la un pacient în vârstă de 35 de ani. Operație care a decurs bine, pacientul s-a externat a treia zi post-operator. Feedback-ul pe timp îndelungat post-operator e unul pozitiv și acum ne mai scrie, mai vine pe la noi. Am avut și alte tipuri de intervenții chirurgicale, aici operăm foarte mult, hernie, colecist, dar am avut și cazuri acute. Apendicită cu peritonită pe care am rezolvat-o laparoscopic, histerectomii pe care le-am făcut laparoscopic, să spunem, paleta terapeutică din chirurgia generală, au fost atinse aproape toate patologiile operate aici la San Confin. Prima experiență, prima misiune umanitară la care am participat a fost în Burundi. Burundi este, cred că a și rămas în 2011, era a doua cea mai săracă țară din lume. Cred că a și rămas în același top pentru că e multă corupție. Este o țară din Africa Centrală, se învecinează cu Rwanda, cu Uganda și cu Congo, Republica Democrată Congo. Și e o țară săracă pentru că Rwanda, să spunem, după războiul din 94, care a fost un război civil horror în care au murit 1 milion și ceva de oameni, Rwanda s-a dezvoltat foarte mult, a devenit filo-engleză, cu toate că ele erau țări care vorbitoare de limbă franceză. În schimb, Burundi a rămas foarte în urmă, a rămas tot filo-franceză, se vorbește franceză în Burundi. Sunt mine de aur și așa, dar sunt exploatate mai mult politic și oamenii de rând nu au acces la resurse. Și ceea ce m-a impresionat cel mai mult pe mine, primul impact când am ajuns în 2011 în Burundi, a fost că erau copii abandonați pe marginea drumului și inițial am crezut că sunt ceva animale. Nu știam ce sunt. Și am întrebat oamenii cu care erau cu mine într-un microbuz din acela care funcționează în Africa, m-am întrebat ce sunt și mi-au spus sunt copii abandonați. Și prima noastră misiune, să zicem, a fost să strângem acești copii abandonați și să încercăm să-i alimentăm, pentru că erau malnutriți, subnutriți, și să-i alimentăm. Ca și chirurg, am făcut foarte multe lucruri care nu țin neapărat de specialitatea mea, pentru că eram doi medici și mai multe asistente și patologia era super diversificată. Era un medic internist și un chirurg. Și a trebuit să suturez plăci tăiate cu maceta, să reduc fracturi și să folosesc matele făcute din lemn de eucalipt, pentru că nu aveam matele gipsate. O mulțime de lucruri. Biberoane n-am găsit pe o rază de 400 și ceva de kilometri și am inventat biberon dintr-un pet de plastic și cu un deget de mânușă. Adică foarte multe lucruri care au trebuit făcute ad hoc și sterilizarea, pentru că nu aveam curent electric, nu puteam să sterilizăm la pupinel sau la aburi sau așa, și a fost o sterilizare empirică, cu practic la foc. Aveam o lampă de spirt și
toate instrumentele erau trecute prin foc înainte să fac intervențiile chirurgicale. Și am operat și hernii, au fost momente când a trebuit în toate experiențele pe care le-am avut în Africa să fac chiar și cezariană în situații improprii, cu anestezie locală, cu uneori chiar și hernii inghinale strangulate, încarcerate, care trebuiau operate imediat și au fost făcute cu anestezie locală, în situații destul de grele, tot felul de tumori excizate. În nordul Braziliei, pentru că am mers în jungla amazoniană, practic în Brazilia rurală, acolo fost și corecții de bont la mușcături de aligatori, tot felul de intervenții din acestea, să spunem, eroice, în situații destul de dificile. Asta, dacă ar fi să iau fiecare țară în parte și experiențele din fiecare țară, pentru că în Burundi am fost în 2011, după aceea în Rwanda am fost în 2012, în 2015 am fost în Kenya, în 2014 am fost în Kenya, în 2015 am fost în nordul Braziliei, în Amazon, în Etiopia am fost în 2019 și anul ăsta ar trebui să merg în Tanzania cu aceeași echipă. Tipul ăsta de misiuni, cum să spun, îți dă curaj profesional, pentru că nu mai ai alte, practic ești cel mai pregătit dintre toți oamenii care sunt acolo și atunci trebuie să iei decizii pe moment, să te gândești destul de divers. Am prieteni medici din toate ariile curriculare și atunci când intervine o problemă îi sun și îi întreb. Și de multe ori în Burundi m-am întâlnit cu lepră, la noi nu mai preexistă lepră, am văzut leishmanioze, tot felul de boli infecțioase tropicale și trebuia să întreb. Și vorbeam telefonic cu colegi din Franța, din România, din Statele Unite și întrebam diferite lucruri referitoare la acele patologii. Acum, dacă revenim fix la profesia mea, la chirurgie, au fost foarte multe momente grele, când trebuia să opresc sângerări la tumori inoperabile și nu aveam resurse. Am văzut abcese foarte mari, le incizezi și după aceea trebuie să dai tratament antibiotic, dar nu găsești antibiotice și trebuie să aștepți până vin antibioticele și e destul de complicat. Noi, cum să spun, suntem, dar e adevărat, depinde cu cine te compari, că după ce am fost în Franța și am lucrat în Franța o perioadă destul de lungă de timp, comparativ cu materialele de acolo, noi, să spunem, avem un deficit de materiale și motivul este că materialele ajung din vest la noi și ajung scumpe. Și ajungând scumpe, uneori intervențiile devin și ele costisitoare. Și mai ales în spitalele private, cum e și San Confin, uneori intervenția ajunge să aibă un preț ridicat pentru că lucrez cu materialele cele mai bune. Sau încerc să lucrez cu materialele cele mai bune. În Franța, fiecare spital era de fapt o industrie întreagă. Lângă spitalul respectiv era o croitorie pentru a schimba toate lenjeriile și a manageria toate lenjeriile, toate halatele, toate la întreg personalul, spital cu 10 etaje, fiecare etaj practic trebuia manageriat. O spălătorie mare pentru că toate lenjeriile trebuiau spălate și așa. După aceea, materialele medicale de obicei erau produse
aproape de spital. Plasele de polipropilenă pentru herniile inghinale și chirurgia de perete abdominal, pungile, endobegurile în care se extrag diferite organe în chirurgia laparoscopică, erau produse tot în apropierea spitalului. Inginerii medicali roiau în jurul chirurgilor să-i întrebe, portacul trebuie să fie așa, vreți să-l facem așa, așa, un domeniu care în România, din păcate, e aproape inexistent. Legătura asta dintre medic și inginerul medical, care ar trebui să-i ușureze munca chirurgului și tot timpul să vină cu noutăți. La noi vin cu noutăți, sunt agenții medicali care vin cu tot felul de noutăți, dar de obicei noutățile sunt importate, nu sunt dezvoltate local. Și lucrurile astea aduc să crească prețurile în, să spunem, intervențiile chirurgicale. Da. Da, eu am încurajat foarte mult pe toți, chiar și colegii mei din Cluj, pentru că eram în Cluj atunci, i-am încurajat să vină în misiuni umanitare, în situații de război, în situații limită. Și am avut mentorii mei care au venit cu mine. În Kenya am fost cu șeful meu, care mi-a pus practic bisturiu în mână din Cluj, și cu șeful rezidenților, care acum e medic primar. De ce? Pentru că tipul ăsta de misiuni îți crește adrenalina, te face să îți pui mintea la contribuție, să vezi cam cum ai putea să rezolvi diferite cazuri în situații limită, când nu ai toate materialele din lume și tot ce vrei la dispoziție. Curent electric, bisturie monopolar, bipolar, turn de laparoscopie și tot ce vrei, toate materialele. Deci, practic, asta se întâmplă. Performezi pentru că trebuie să performezi, nu că ai toate lucrurile la dispoziție. Și mai glumeam acolo, spuneam, ne simțeam ca mesh, știți, mesh. Pentru că n-aveai lucruri și trebuia totuși să rezolvi cazurile. Da, eu aș recomanda la toți să facă astfel de experiențe, dar nu ar trebui să ne limităm doar la tipul ăsta de experiențe din lumea a treia. Trebuie să colegii ar trebui să meargă în orașele din vest, pentru ca să-ți faci o părere despre ce înseamnă cu adevărat o chirurgie de secol 21. Adică cum ar trebui să funcționeze un bloc operator în care ai presiune pozitivă în interior și când deschizi ușa, aerul iese din interiorul blocului sălii de operație în afară, ca să nu intre germeni, ce înseamnă să ai monitoare pe toți pereții și să vezi ce faci și să vadă și asistenta ceva și așa mai departe. Adică o mulțime de lucruri, plus interacțiunea dintre diferite specialități în practica medicală. Adică un medic radiolog care vine și vorbește cu tine, spune, uite, o tumoră, dar eu cred că invadează vasul respectiv sau nu-l invadează, sau o mulțime de lucruri. Cel mai important lucru pe care l-am învățat în Franța a fost staful. Staff. În fiecare săptămână, joia, era staff în care noi puneam cazurile grele pe masă. Erau medici oncologi, medici gastroenterologi, pneumologi, chirurgi vasculari, chirurgi generaliști, dermatologi. Și toți vorbeam cazurile grele, cum ar trebui să le rezolvăm. Lucru care, din păcate, la noi nu prea se întâmplă. Lucrul ăsta se întâmplă doar atunci când tu consideri că nu poți să rezolvi cazul și atunci pui mâna pe telefon și suni și ai o discuție. Dar tipul ăsta de staff în care sunt toți medicii împreună și discută cazurile grele, din păcate, destul de greu ca să deschizi mintea, sau să spunem, oamenilor la comunicare, la discuții, pentru binele pacientului.
Asta am învățat din Franța și, bineînțeles, mai sunt și alte lucruri care, să spunem, țin de resurse, nu țin atât de mult de tehnica chirurgicală sau mâna de chirurg. Tot timpul am încercat să pun în practică, adică, din fericire, echipa cu care lucrăm e formată din oameni care au mai fost și știu că discuțiile și comunicarea și așa sunt foarte importante. Adică oameni care au lucrat în afară și știu că ar trebui să existe comunicare, să ne ajutăm în folosul pacientului. Ca și cazuri așa impresionante, tot timpul în chirurgie apar cazuri impresionante. Am avut o pacientă pe care am operat-o de un colecist, fusese operată și în alte clinici din București de un neoplasm, un cancer neuroendocrin și a fost o operație dificilă, chiar când să se externeze a avut un mic accident la baie și a căzut acolo și s-a întâmplat un traumatism hepatic, dar pacienta a supraviețuit din fericire. Deci cazul chirurgical trebuie manageriat până se externează și chiar și după ce se externează trebuie să manageriezi cazul, în sensul să spui pacientului ce ar trebui să facă, ce ar trebui să evite pentru că evoluția lui să fie favorabilă. Sunt și cazuri care consider că e un caz ușor, dar în chirurgie nimic nu e ușor și nimic nu trebuie luat la lejer, așa că o să fie bine. Toate cazurile sunt cazuri importante, trebuie tot timpul să fii atent, tot timpul să te gândești că s-ar putea întâmpla ceva. E ca și un pilot de avion. Orice lucru foarte mic, toate detaliile pot să conteze și să coste viața pacientului. Deci nu poți să faci rabat de la nimic.